chiar dacă pare ironic venind din partea unui orb ca mine. Deschideți ochii, observați, fiți treji, fiți atenți la oameni, la cazuri, la conjuncturi. Noi am făcut un angajament, sinodul bisericii noastre, trebuie să știți, niciunul dintre episcopii actuali ai bisericii noastre nu poate să facă stânga sau dreapta, în față sau înainte, fiindcă ne-am pus cătușele pe mână cu blestem. Cine va, îi va șopti diavolul la ureche, că eu nu mai suport, vreau să mă rup, este caterisit, este exclus din biserică. Nu cădeți în capcane, nu faceți compromisuri. Nu fiți superficiali. Judecați obiectiv. Tare ne dorim să fim una și aceeași turmă. Pentru asta ne rugăm cu toții. Ne rugăm pentru unitatea tuturor bisericilor. Așa, să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. Ce-i cerem celui care intră în masonerie? Să accepte solidaritatea, să accepte ecumenismul, și negru, și galbenul, și cel cu ochii oblici, sau mai știu eu cum, sunt frații mei. Îmi spunea cineva, de ce să mai vin în masonerie dacă eu mă întâlnesc cu frații mei în biserică? Și am spus, stai un pic, pentru că în templu masonic te întâlnești cu toți frații tăi, nu numai frații într-o credință ta, creștină, musulmană, budistă, din moschee sau din templu. Aici te întâlnești cu fratele creștin și cu fratele evreu și cu fratele musulman. Realizezi acea comuniune sufletească, despărțită temporar de vicisitudinile dezvoltării dintr-o parte sau alta lumii a religiilor, ce a despărțit religia la 1054 sau în altă epocă, adună la un loc, încearcă să refacă unitatea bisericească a credinței, pentru că la urma urmei toți credem în același Dumnezeu. Nu există mai mulți Dumnezei. Și atunci de ce să trăim despărțit? Fiți cinstiți cu voi înșivă și cu cei din jurul vostru. Urmează întrebarea roșie. Sunteți mason? Nu sunt decât creștin. Și mai ales, nu vă vindeți. Dacă există o speranță cât de cât credibilă, numai de la generația voastră poate veni. Deschide